Bună și bine ai revenit. În acest video vom a, lucra o problemă de la capitolul procente și anume acel tip de problemă unde trebuie să aplicăm creșteri consecutive de prețuri. Să vedem despre ce este vorba și cum se rezolvă corect. Notem x prețul inițial, prețul pe care noi trebuie să îl aflăm. Ni se spune așa, după două creșteri consecutive de prețuri, prima de 15%, iar a doua de 20%, un obiect costă 745,2 lei. Care a fost prețul inițial al obiectului înainte de cele două creșteri consecutive de prețuri? Prima creștere de 15% se aplică prețului inițial, cel pe care noi l-am notat cu X. Și atunci, la prețul existent x adăugăm uh, creșterea de 15% uh, 15% înmulțit cu x, întotdeauna 1% se aplică unui preț, deci vom avea mereu înmulțit cu un preț. Deci X reprezintă prețul întreg, adică 100% plus 15% și avem 115% X. Sau dacă vrem să-l scriem sub formă de fracție, devine 115 supra 100X. Am putea să-l simplificăm, dar preferăm să lucrăm mai ușor cu calcule cu zerouri la final. Mai departe, ni se spune că se mai mărește încă o dată, de data aceasta cu 20%. Dar atenție, a doua creștere de 20% se aplică noului preț, adică cel deja mărit cu primul procent de 15%. Și atunci, la prețul actual de 115 supra 100x, trebuie să adăugăm, deci plus creșterea de 20% înmulțit cu 115 supra 100x, deci aplicăm la prețul uh, actual, prețul de la raft. Să scriem și noi ce înseamnă acest procent, deci 115x supra 100 plus 20 supra 100 ori 115x supra 100. Observăm că putem să facem o simplificare 20 cu 100, se simplifică prin 20, sus nu mai rămâne nimic, 1, iar jos 5 și vom obține 115x supra 100 plus 115x supra pentru că aici rămânsese 1 ori 115x, care ne dă 115x, supra, și acum înmulțim numitorii între ei, rămași, 100 înmulțit cu 5, adică 500. Pentru a aduce această, acest nou preț la o singură fracție, trebuie să adunăm cele două fracții, iar numitorul comun dintre 100 și 500 este 500 și vom amplifica prima fracție cu 5 și obținem 5 mulți cu 115x 575X plus 115X, totul supra 500, adică 690X supra 500. Pentru că avem 0 și sus și jos, mai reducem din zerouri pentru a ușura calculele. 69X supra 50. Acest ultim preț, 69X supra 50, este de fapt... Noul preț, după aplicarea celor două creșteri, adică 745,2 lei, și îl vom exprima pe acest preț fracție decimală într-o fracție ordinară. Scriem toate cifrele 7452 supra 1, urmat de atâtea cifre de 0, câte decimale are numărul nostru la noi avem doar 2, adică o singură zecimală, va fi supra 10. Rezultă 69x supra 50 egal 7452 supra 10. Avem uh, egalitate de fracții, aplicăm metoda produsul mezilor egal cu produsul extremilor. Deci 69x ori 10, care înseamnă 690x, este egal cu 50 înmulțit cu 7452, care înseamnă 372.600. Îl extragem pe x de acolo prin operația inversă dintre 690x, adică. Uh, Împărțire 372.600 uh, supra 690 și obținem x egal 540 de lei. Deci, prețul inițial al obiectului este sau a fost de 540 de lei. Atât a fost uh, această, la această problemă. Uh, aceasta este rezolvarea completă. Sunt curioasă dacă uh, te-a ajutat și uh, dacă ai o altă uh, rezolvare poate mai simplă. Haideți să vedem uh, ce ne poți scrie în comentarii. Bineînțeles că vom uh, rezolva și alte tipuri de uh, probleme. Vă aștept în următorul video cu tipologia aceea de problemă, uh, cu întrebări la care avem răspunsuri atât corecte cât și greșite. Haideți să lucrăm împreună cât mai mult pentru a ne crește uh, cunoștințele și, de ce nu, să mărim notele. Succes, papa! Pa!